clar. Vă voi prezenta adevărata fața rapului, ce este rapul și mai ales ce nu este rapul. Chiar interesant. Eu nu înșir cuvinte pe negative, nu dau povețe, eu nu vă pun pe fețe tristețe. Rap-ul nu-i din stradă, e din suflet și simt asta cu absolut fiecare cântec. Pun epitete, metafore, personific natura, convins sunete și încerc să elimin ura. Mulți vedeți băieți cu haine largi, șapca-ntoars în cap, în jură pe un negativ. Ăla nu e rap, eu n-am venit aici ca să câștig, o zic drept, am venit ca să rap. Am venit ca să reprezint muzica rap. Stai. Chiar am părinții la școală, zile că-s needucat, doar pentru că zic ce cred cu adevărat. Îmi dai manuale măzgălite cu foi rupte, îmi spui de respect dintre ele și profesor, hai du-te. De ce îmi pui camere de supraveghere în clasă, wow? E ca și cum ți-aș pune camere de vedere în birou. Aș vrea să fiu profesor și profesorii mei elevi, Doamne, ca să-i învăț cum să fie oameni. Dacă veneam cu bomboane, cadouri de Crăciun, de Paște, popotează și încă ceva bun, fi sigur că aveam 10 la toate materiile, doar că Oscar nu te perie, totul e mizerie. Scade nota la purtare, că sunt pur și tare și tu mai la directoare. Crezi că mi-e frică, frățioare? Pot să rezin hohote, dar eu învăț pentru mine, în niciun caz pentru note. Adevărul e că nu vor să avem păreri, ci doar informații. Vor să cunoaștem doar ce ne-au predat alții. Ne vor roboți, asta încă din clasele primare, ne programează și apoi ne trimit la plimbare. Cum poți să iei un lucru unui copil fără griji, să numești că ce faci tu este să confiști? Parcă erai profesor, nu organ de poliție, cu un gan în buzunar și repetenția ca muniție. Ha, ha, ha.